Știu că rap-ul a început să stânească interes, de-aia mulți îl văd deja ca pe o rețetă de succes. Și vor cumva să fac să ți tragă să ajungă sus. Ireal ca o adunare atunci când nu ești pe plus. Rapper vor schimbare când se uită în rețetă, că au văzut că totuși pare a fi rost de cașcaval. De-aia vreau să îi ajut, căsătui deja de fente. Și ca în mai orice rețetă încep cu ingrediente. În primul rând trebuie prostie, o tonă aproximativ, cât să înjur toată cariera pe nimeni fără motiv. Ca atitudinea de burcea prinde la idioți, și cu pula ta de un metru o să ne cam fus pe toți. Presară și ignoranță cât mai multă că e bună, și se știe că astea două merg foarte bine împreună. De-aia după ce că n-ai habar pe ce lume trăiești, tu trebuie să educi în piese copii să povățuiești. Nu îți place să citești? Stai calm, nu fi idiot. Altfel ai avea rețineri să arunci păreri despre tot. Două forumuri obscure, evz.ro și culmea, predici spiritualitate, știi cine conduce lumea. Fără a ta înțelepciune aruncată spre popor, am fi toți pierduți în lume, o tu mare salvator. De-aia vrem să auzim fel de fel de inepții despre sfântul popor, dac sămânța ortodoxiei. Hai și tu să cântăm aici acum păreri de la primul album, despre ce când, cât și cum, zic. Hai și tu să cântăm aici acum, atitudine de dur, nivel de cultură, nu-l zic. Hai și tu să cântăm aici acum păreri de la primul album, despre ce când, cât și cum, zic. Hai și tu să cântăm aici acum, atitudine de dur, nivel de cultură, nu-l zic. Bună seara. Bună seara, apropie-te. Cu ce ocazie pe la noi? Spune ceva. Păi am venit să vă prezint rețeta aia. De ce te-ai deranjat să vii până aici? Adaugă apoi pace, de asta cam un kilogram, cât să dai în toți MC-ii de la Tupac la Vescan, ca să ne arăți că ești tare și nu ești deloc confuz. Pune și rime traduse, astea așa după gust. Dar stai că nu e de ajuns, știi că nu e greu deloc, când cu beat-uri copiate de prin state ajungi în top. Și cu flow-urile foc poți să samplezi din Snoop Dogg, ca să fii original în loc de șapcă-ți pui un clop, a? Vinde clar și tu te plângi că n-ai bani, cum din tricouri și albume nu-ți iei măcar un merțean. Te plângi cam mult cu asta și deja îmi provoci silă. Rapper de 2 lei care fac tot 2 lei din milă. Fuck the beat, I'll go a cappella. De fapt, mă cac pe mine, frate, nu sunt eu acela. Deși nu-i un secret că dacă vrei să intri în schemă, în tot ce faci trebuie să presari și puțin Eminem. Fii original și combină după caz, două stiluri diferite, poate Pink și Vinnie Paz. Poate fac azi de necaz, însă nu-i secret de fapt că dacă mi urmez rețeta, iese un mare căcat. Dar cei mai adevărați și pot să mă crezi nebun, de ani de zile încoace, frate, doar căcatul ăsta-l consumi. Dar ce mă, sunt eu mai bun ca să-ți iau rapuri în glumă? Oricum, asta e rețeta, poftă bună! Hai și tu să cântăm aici acum păreri de la primul album, despre ce când, cât și cum, zic. Hai și tu să cântăm aici acum, atitudine de dur, nivel de cultură, nu-l zic. Hai și tu să cântăm aici acum păreri de la primul album, despre ce când, cât și cum, zic. Hai și tu să cântăm aici acum, atitudine de dur, nivel de cultură, nu-l zic.